Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 139 ediții de analize economice, un proiect comun Edis Viitor, își privesc eu. Toate celelalte edițiile vedeți pagina oficială ale instituțiilor noastre sau pe pagina mea ionita.md. Astăzi vom vorbi despre un subiect cât n-ar fi de strat, n-am vorbit niciodată în mod separat și special. Industria Republicii Moldova. De ce consider că trebuie să vorbim dacă cei care urmăresc edițiile mele precedente știu că eu încerc prin această analiză economică să creez o imagine a cetățeanului privind ce se întâmplă în economia Republicii Moldova și mă merg pe toate dimensiunile, pe servicii, pe agricultura, mersă pe sectorul IT, exporturi, dar industria, care este un element important al economiei noastre, l-am atins cumva tangențial, dar niciodată n-am vorbit într-un mod direct și focusat. De ce? Cred că astăzi ar fi bine să vorbim, să vedem ce cu industria noastră, iar ca să înțelegem mai bine acest lucru, dumneavoastră deja ați observat, mie îmi place să dau perspectiva. Deci atunci când vorbim despre faptul că industria, avem un volum de producție industrială 85 de miliarde lei, undeva așa, e mult, e puțin, cât e asta, ce e asta, ce e cu noi, doi, a scăzut industria, e mult, e bine, e rău, alte părți cum se întâmplă. De aceea, ca să înțelegi mai bine ce avem noi, este important să dai o perspectivă pe termen lung. Astăzi voi opera cu cifre foarte lungi, voi opera și cu comparația cu stânganistul. Știți că atunci când la noi e rău, dar vezi că la alții mai rău, de-am cumva parcă îți pare că la noi nu e atât de rău. Și vreau să vă mai spun că am pregătit această analiză acum în 3 săptămâni. Atunci eu în calculele mele estimam că producția industrială în 2023 va scădea cu 4%, dar știind că biroul de statistică trebuie să prezinte datele, am zis că mai bine mi aștept vreo 3 săptămâni. A fost bine că am așteptat, deoarece la mine era minus 4% în toate graficele mele. Biroul de statistică ne-a dat minus 3,6%, lucru care, mă rog, n-a schimbat foarte mult din calculele mele, dar am făcut un mic update. Astăzi, haideți să ne întoarcem. Ce cu industria în Republica Moldova? Mai avem noi industrie? Care este industria? Astăzi voi încerca să răspund la întrebările acestea ca să ne creăm o primă impresie. După aceasta vom merge în detalii pe diferite tipuri de industrie, dar haideți să o luăm acum. Am luat anul 2015, încep așa, știți, mai de aproape, pe urmă ne duce mai departe, am luat 2015 ca anul de referință. Dacă vă uitați atent, în 8 ani de zile, din 2015 până în prezent, creșterea producției industriale în Republica Moldova e de 6,9%. Deci avem doar 6,9% creștere în ultimii 8 ani de zile. Dacă ne uităm comparativ cu 2018, noi avem o scădere de 1%. Deci, practic, noi putem să vorbim că Republica Moldova în ultimii 8 ani de zile a crescut foarte timid în ceea ce s-a producția industrială, dar când uităm în ultimii 4 ani de zile, avem o situație neplăcută. Din 4 ani de zile, 3 ani de zile a fost scăderea la producția industrială reală și doar un singur an a fost o recuperare în 2021. Deci putem să spunem deja din primul grafic că industria noastră, cum să spunem așa, haideți să zicem că trăiește. Dar mie mi-e greu să spun lucrul acesta. În 8 ani de zile să ai doar o creștere de 6,9% este una destul de tristă. Haideți să mărim perspectiva. Anul 1991. Deci suntem independenți, avem în anul 1991, așa cum eram noi atunci, avem un volum a producției industriale care a luăm 100%. N-am vrut să vă dau un lei, că am făcut și în lei, dar ca să nu zăpăcească lumea, am luat 100%. Ne-am dus în jos până în 99, când practic de 3 ori a scăzut producția noastră industrială în valoare reală. Deci practic de 65% de întreprinderi noastre le-am închis, oamenii au plecat acasă, nu mai lucrează. După aceasta avem o recuperare până în 2005, am crescut de 2 ori, apoi am scăzut până în 2009, am stat stabil și apoi am scăzut. Am avut o recuperare așa slăbuță până în 2019 și de atunci, în 5 ani de zile, cam batem pasul pe los. La urmă voi face concluziile, deja cam simțiți care sunt concluziile mele, observați, da? Fără politică, clar, mai oameni buni. Industria nu cade din pod. Nu e așa ceva că o plouat și aia industrie, nu o plouat, n-ai industrie. Industria este o chestiune, deci nu strategie, că uitați cuvântul ăsta. Deci atunci când știi exact ce vrei să faci.
Atunci când știi exact ce vrei să faci, chiar te apuci să faci lucrul acesta. Când nu ai lucrul acesta, din păcate ești acolo unde ești. Dar după cum vă dați bine seama, 91 nu era anul cel mai ideal. Deci am făcut o perspectivă și mai lungă. Am putut să restabilesc date la noi, cu calitatea datelor suntem destul de slab. Deci acum vă dau un grafic care sunt sigur că nu l-ați văzut. L-am luat din anul 50 până în prezent. Apropo, industria, undeva în perioada sovietică, era 60% pe malul drept, 40% pe malul stâng, aproximativ așa. Aici această producție, deci eu o iau comparativ cu noi, că acum am să vă dau și cu stânga Nistului. Valoarea maximă a producției industriale a fost în 1990. Deci atunci am avut 100%. În anul independenței, ea deja se ducea în jos. De fapt, noi când am ajuns independent, ea deja se prăbușa, vedeți, 12% scădere într-un singur an. Ne-am prăbușit până în 99, aici plus minus, deci diferența dintre primul cifră era că e luat anul acest. Am crescut până în 21, am atins valoarea maximă, 71,6%. De fapt, anul 2021 a fost anul unde noi am avut cea mai mare din toți anii. Și după aceasta observați 22 în jos, 23 în jos. Sper că vom începe a crește în acest an, dar încă o dată repet, începând cu anul 2015 și observați sus, jos, sus, jos, dar în realitate un singur cuvânt, batem pasul pe loc. De ce îl batem pasul pe loc? Păi din simplu motiv că nu faci nimic, nu iese nimic aici, știți cum e, n-ai ce face. Vorbesc aceasta din perspectiva generală, că, ca să fiu înțeles corect, nu vorbim de că actualul guvern, precedentul guvern, vorbim despre țara noastră care timp de 30 de ani zile, așa și nu a aflat ce vrea să facă în domeniul industriei. Haideți să ne luăm și cu stânga Nistrului. Știți cum am zis, la noi e rău, dacă vezi că acolo e rău, nu ce scuze, parcă zâmbesc, dar 100% în stânga Nistrului și în dreapta Nistrului. Ne prăbușim până în 99, aproximativ la fel. Deci datele pe 95 în stânga Nistrului am, avem doar de 98, știm precis cât erau în 98, și în 99 noi eram 31,6% din ceea ce a fost, erau 29,3%. De fapt, ne-am prăbușit cam egal. Deci până în 99 prăbușirea la noi și la ei a fost egală. După aceasta noi ne recuperăm, se recuperează și ei, dar noi cu mult mai rapid. Noi cădem, cad și ei, dar ei cad cu mult mai tare. Noi ne recuperăm și acum noi suntem undeva la 65%, deci noi suntem două treimi din ce am fost, ei sunt cam o treime din ce am fost. Altfel spus, la noi situația de două ori mai proastă ca la noi. Pentru anul 2021, nu știm când stânga Nistrului a avut loc o creșterea producției industriale, pe 22-23 noi nu avem date, dar avem datele indirecte care ne arată că ei sunt în cel mai bun caz într-o ușoară creștere. Mă tem că peste vreo ani de zile când vom avea datele, chiar de acolo cum sunt ele așa, calitatea care, mă rog, nu o certific, dar noi vom constata că de fapt 34% a fost extrem de optimist. În opinia mea, cifra este cu mult mai slabă, dar ca să nu vorbim de rău și așa cu de rău, am zis, haideți să considerăm că situația acolo nu este atât de proastă cum este în realitate, de aceea la ei am putea spune în felul următor, situația e de două ori mai proastă ca la noi, în domeniul industriei. Care a fost creșterea medie anuală a producției industriale în Republica Moldova? Deci anual cât am crescut? Am luat doar din anul 60, că până în 60 noi practic nu aveam industrie și evident atunci când nu, baza de creștere este foarte micuță, ai o creștere foarte mare care nu este relevantă în condiția că nu ai industrie. Deci după anul 60 deja cifrele pot fi cumva comparabile. Dacă observați, am avut o creștere foarte bună și ultima perioadă, înainte de prăbușire, practic ritmul de creștere s-a încetinit. Observați, 86-90, la noi, de fapt, eram un fel de... am atins apogeul, gata, 3,9% creștere. Acum 3,9% e bun pentru noi, dar atunci asta era minimul din toată perioada. Avem o prăbușire de 15% în fiecare an, deci nu în 5 ani, dar în fiecare an, 15% 91, 92, 93, 94, 95, deci în mediu 15%. După aceasta avem o prăbușire de aproape 7% încă următorii 5 ani de zile, de fapt timp de 10 ani de zile avem o cădere, 9 ani mai precis a fost. Avem o recuperare rapidă în 2001-2005 de 12,7%. Anual creșterea, dar vă dați seama de ce această creștere, că după ce ai căzut la fondul gropii,
când ieși, nu ai ieșit din groapă, dar avem o creștere. După aceasta urmează iarăși 5 ani de zile de scădere, apoi 5 ani de creștere, 2011-2015, aș spune o creștere promițătoare. Deci industria noastră, în perioada de independență, aș putea spune așa că perioada 2011-2015 deja aveam cât de cât o potențial. Aici în 2001-2005, nu vă uitați că 12,7%, baza era foarte micuță. În 2011-2015 aveam și o bază bună, avem deja și volume de producții și atunci era o creștere promițătoare. Dar din 2016 până în prezent, creșterea medie anuală 0,38%. Cum să vă zic eu? Cu acest ritm de creștere să ajungem unde am fost, nu mai trebuie încă vreo 15-20 de ani. Ceea ce este trist. Eu sper că vom învăța lecția. Acum este un lucru. Ce cu industria noastră? Ei, fiecare care merge pe drum vede. Industrie nu prea avem, dar unde este ea? Este sau nu? De ce eu folosesc un indicator care să-mi permită să-mi dăm seama locul și rolul industriei în economia noastră, folosesc noțiunea volumul producției industriale comparabil cu PIB-ul. Deci nu contribuția industriei la PIB, să fie foarte. Deci am produs intern brut sau am valoarea care o creează o națiune și am producția industrială și vreau să văd comparativ cu PIB-ul cât suntem noi. În 90, volumul producției industriale era 87, era aproape egal cu PIB-ul. Și aici vreau să spun foarte clar că noi din 2013 avem o metodologie de calculare a PIB-ului, în 90 era o altă metodologie. Eu am folosit, am estimat PIB-ul cu cel din 2013, adică PIB-ul din 90 eu l-am crescut cu 40%, că dacă nu făceam lucrul acesta, primeam industria în 90 undeva 120-130% din PIB, ceea ce după mine nu este chiar corect, deci am făcut ca să pot compara datele, eu am estimat PIB-ul conform metodologiei actuale, nu după acelea vechi, ca să putem da. După aceasta vedeți 51-42, iar acum noi, de fapt, avem o scădere, chiar dacă producția industrială crește, comparativ cu produsul intern brut, producția industrială în fiecare an scade. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi ne ocupăm cu ce vreți, numai nu cu industrie. Deci cam asta este una din concluziile care trebuie să le facem. După mine este una tristă, care trebuie leac în scuturi și ne apucăm de lucru. Deci cam asta este, observați, din 2005, 2010, chiar dacă a crescut 2010-2015, chiar dacă a crescut, vedeți aici, a crescut, dar e tot și a scăzut comparativ cu PIB. Deci a crescut cu mult mai lent decât celălalt. Câți oameni au lucrat la noi în industrie? În 90 lucrau 410.000 oameni pe ambele maluri ale Dnestrului, dintre care 60% aproximativ lucrau pe malul drept, 40% lucrau pe malul stâng. După aceasta avem o prăbușire, vedeți aici, am luat în calcul și malul stâng și malul drept. Până în 2005 noi, de fapt, ne-am prăbușit și pe stânga și pe malul drept, până în 2010 iarăși. După aceasta, la noi au crescut puțin număr locuri de muncă, dar în stânga Nistru au continuat scadă și scăderea în prezent care avem noi este legată de stânga Nistrului, unde în fiecare an numărul celor ocupați în industrie scade. Deci la noi avem o stabilizare cu o ușoară creștere, acolo avem o continuare scădere. Deci cam asta este, dar în prezent avem observați de 3 ori mai puțini oameni angajați în industrie decât a fost cândva. Știm care este volumul producției industriale, știm care este valoarea reală a producției industriale în timp, știm câți oameni avem angajați și avem o întrebare. Cât produce un angajat din industrie acum și cât a produs în trecut? Ei, ca să putem compara, eu ce am făcut? Am luat producția industrială din 90 și am calculat-o la leu din 23. Că vorbim de datele din 23. Deci anul 1970, un angajat din industrie producea producții de 268.000 de lei banii de astăzi. A crescut până în 90 la 519.000 de lei. Ne-am dus în jos în 2000 până la 396.000 de lei valoarea zilei de astăzi, iar astăzi chiar dacă noi avem o scădere a producției industriale, dar fiindcă a scăzut numărul de salariați, fiindcă producția industrială ca volum, ca valoare reală s-a menținut, noi în prezent avem, de fapt, sună paradoxal, dar a crescut productivitatea muncii și avem undeva 800.000 de lei valoarea medie a producției industriale, care în 90 era 520.000. Deci, parcă am spune că e bine, dar în 30 de ani
să ai așa o creștere a valorii producției industriale sau creștere reală, haideți să spunem că e bune, ca să nu spunem că nu mai e rău. Deci în 90 un angajat producea 520.000 de lei în valoare zilei de astăzi, iar astăzi 800.000 de lei, ceea ce înseamnă că productivitatea, producția, că nu e atât productivitate, haideți să o spunem și productivitate, toate că nu e chiar productivitate, dar productivitatea muncii a crescut, dar cu mult mai modest decât s-ar fi putut. Dar haideți să o considerăm că asta e pozitiv, a crescut. Care sunt cele mai mari ramuri ale industriei noastre? Ca să aveți un tablou general, știți, vreau multe, într-un grafic să dau multe cifre, da? Asta mie îmi place. Am luat 2022, avem valoarea producției industriale pe ramuri din 2022, pentru 2023 datele nu sunt, dar ele sunt aproximativ ca 2022, o leacă mai mici. Deci în 2023 se numesc valoarea producției industriale. Dacă în 22 a fost 85 de miliarde lei, în 2023 eu estimez că a fost undeva în jur de între 83-84 de miliarde. Deci avem o ușoară scădere, dar când ne va da biroul de statistic, vom mai vorbi la acest capitol. Deci cea mai mare ramură a economiei noastre, a industriei noastre, este industria alimentară, care în prezent deține o cotă de aproape 35% în creștere cu acum 5 ani în urmă, cu 5 puncte procentuale, ceea ce este mult. Deci, practic, industria noastră alimentară a fost puternic și rămâne puternic. Cea mai mult aici este uleiurile. Uleiurile de floarea soarelui, deci uleiile care, într-adevăr, cunosc cea mai fenomenală creștere. Pe locul 2, sectorul energetic a fost și a rămas 10%. Pe locul 3, fabricarea băuturilor, 8%, a fost 9,34%, acum 8%, o ușoară scădere. Deci, vă uitați atent, 35% plus 8, ai 43%. Primul gând care vreau să o spun, atunci când cineva ne spune nouă că agricultura în Republica Moldova nu contează, eu am să spun un lucru simplu, oameni buni, 43% din industria care a mai rămas la noi, ați văzut și voi ce a rămas, este ocupat în prelucrare producției agricole. Deci agricultura nu doar că îți dă locuri de muncă la țară, am vorbit odată și cred că va trebui să revin odată. Agricultura nu doar că îți dă locuri de muncă la țară, agricultura nu doar numai că creează valoare adăugată în agricultură, agricultura asigură funcționarea 43% din industria noastră. Și fiți atenți! Chiar dacă agricultorii au un salariu micuț și chiar dacă noi tot scuipăm în ei și spunem ce mai vor ei, acușa vă voi arăta că de fapt mulțumită agricultorilor, cea mai mare valoare creată pe angajat are loc în ramurile prolucrătoare de producție agricolă. Așa că atunci când vreți să dați cu piciorul în agricultori, pur și simplu amintiți-vă că 45% din industria Republicii Moldova mai există din simplu motiv că avem producție agricolă. Deci 35% industrie alimentară și 8% fabrica băuturilor, din care cea mai mare parte, vă dați seama, este vinul și celelalte băuturi alcoolice. Mai departe, asta merge textile și îmbrăcăminte cu 7%. Tabelul veți vedea, nu le las pe toate, nu le voi citi pe toate. Mă bucură că mobila, care la noi era 2,6, acum a ajuns 3,1, acum și voi da și în cifre. Deci, și dacă observați atent, primele zi avem o concentrație. De fapt, noi alte ramuri dispar. Dacă înainte era 23% alte ramuri în afară de astea top 10, acum e 17%, altfel spus, astea ceea ce facem, asta și mai facem, altceva nou nu facem și este normal. Pentru o țară micuță, ea nu poate producte, ea se concentrează pe câteva tipuri de produse și le facem volume mari pentru export. Așa. După câte ați înțeles, cât încasăm noi pe angajat? De ce este important lucrul acesta? Că dacă tu nu ai încasări pe angajat, dacă ușa să trecem, nu trecem pe încasările pe angajat și apoi vom vedea ce înseamnă lucrul acesta în limba română. Ce am în vedere pe angajat, pe angajat? Deci eu am o ramură a agriculturii, a industriei, care are anumite volume de producție, știu câți oameni lucrează acolo și vreau să știu. O firmă care are 10 oameni și lucrează în industria alimentară, câtă producție produc într-un an de zile și o vând? Și eu am un angajat care lucrează în industria, am luat doar top 10, cel mai mari ramuri, când am considerat nu are sens eu ramurile micuțe nerelevante, am luat cele mai mari, fiindcă cu prelucrarea sticlei, care intră în primele 10, nu avem detaliat câți oameni lucrează, am luat toată ramura care lucrează, chips, sticle, deci toate tipurile de minerali, de metalice.
Aici e cea mai mare producție pe angajat, 1,7 milioane de lei anual, un angajat din această ramură livrează producție, ce este, după mine, foarte bine, mai mult chiar decât la întreprinderile străine care se află în Republica Moldova. Industria chimică cu aproape 1,6 milioane de lei, ceea ce este iarăși foarte bine. Industria alimentară, 1,4, aduceți aminte, v-am spus, deci, producătorul agricol livrează marfa în agricultură și ea asigură topul celor mai mari incasări pe angajat din economia națională, 1,4 milioane. Apoi merge fabricarea băuturilor, tot agricole, peste 1 milion de lei anual, și apoi deja merge în jos, dacă observați, textile și îmbrăcăminte, 350.000, îmbrăcăminte, deci tricotaje, 230.000. Deci, unul din industria alimentară pe an, 1,4 milioane, unul care lucrează textile, 230.000 de lei. Deci, un agricultor care livrează producția agricolă la fabricile noastre de prelucrare a producției agricole, dă de lucru unui om care pe an produce marfă de 1,4 milioane, în condiția când unul lucrează la fabrici de îmbrăcăminte, produce pe an doar de 230.000 de lei. Sper că lucrul acesta a fost foarte clar. De ce e important aceasta? Am luat din 2004, că avem datele până în prezent, și am luat veniturile pe care sunt generate de industrie și costurile cu forța de muncă. Și noi vedem că dacă, spre exemplu, în 2023 industria va genera undeva 84 de miliarde lei venituri din vânzări, 21% din acești bani va merge pentru forța de muncă. Cred că ați înțeles logica mea. Dacă eu am venituri mari de la un angajat și eu îi dau 20%, când am dintr-o 1,5 milioane, 20%, asta înseamnă 300.000 și din 230.000, 20%, asta înseamnă 50.000. Ați înțeles diferența, da? Deci, eu am nevoie ca producția agricolă să-mi genereze cât mai mari venituri pe angajat pentru că eu să am o salarizare bună. Nu poți plăti un salariu bun atunci când angajatul nu-ți livrează rezultate. De aceea, uitați-vă în top 4, în top 5 și veți vedea că, de fapt, cele mai mari incasări pe angajat le asigură ramurile care generează, care prelucrează producția agricolă. Ultimii 5 ani de zile au fost cam triste în istoria noastră. Industria a scăzut cu 1%, dar ceva scade, ceva crește. Am făcut top 10 ramuri care au înregistrat cea mai mare creștere. Inițial mă gândeam să le am doar cele mai mari. Pe urmă am zis, da, nu, dă să le iau pe toate. Dar în paralel să scriu și prima este fabricarea uleiilor. Ei, dacă mă întrebați pe mine ce mai mișcă în țara aceasta și cine dă nouă frumos, dacă nu era fabricarea uleiilor, noi trebuie să declarăm acum de-a dură toată industria noastră. 133 sau de 2,3 ori în 5 ani a crescut real. În volum a crescut de vreo 5 ori. Deci până la 8 miliarde de lei producția de ulei în Republica Moldova. Pe locul 2, de 2 ori, mașini, utilaje și echipamente. Pe locul 3, produse din mărărit, dar aceasta este o ramură micuță. Vedeți, a crescut cu 67%, dar ea este micuță. Cred că prelucrarea cărnii, aici aș menționa-o, a crescut cu 26%, dar și are o piață mare, 6,6 miliarde de lei. Și ceea ce aș mai menționa este fabricarea mobilei, care a crescut cu 35% real și în prezent constituie 2,7 miliarde de lei. Dacă m-ați întreba din toate ramurile economiei, industriei noastre, ce mai mișcă în țara aceasta, vă spun așa, fabricarea uleiilor, fabricarea mobilei, prelucrarea cărnii și produse de cauciuc și masă plastică. Ele sunt și ca creștere, și ca volume cel mai mare. În rest, doar este interesant să vă uitați, să vedeți graficul, o puteți urmări. În concluzie, Republica Moldova, fără o industrie, nu va putea asigura valoarea adăugată înaltă la producția sa agricolă. În prezent, agricultura asigură 45% din activitatea industrială din Republica Moldova, care are cea mai mare productivitate pe angajat, comparativ cu alte ramuri, mulțumită agriculturii noi putem să avem așa ceva, tot datorită agriculturii noi avem cele mai mari creșteri în industrie. Dacă n-ar fi fost agricultura la noi, producția, prelucrarea producției agricole, industria noastră, pur și simplu acum ați ducea de-a dura așa mai tare, și trebuie să constatăm că de la sine industria nu crește.
fără o politică clară industrială, noi peste 5 ani de zile vom discuta aceleași grafice cu aceeași tristeță. 0,8% creșterea în ultimii 8 ani de zile, cred că este mai mult decât vorbitor și această cifră nici nu merită comentat foarte mult. Vă mulțumesc și sper că această informație a fost utilă. Încă o dată, repet, este practic în premieră când noi vorbim așa mai profund despre industrie. Am luat cifre pe dinamici foarte lungi ca dumneavoastră să vă puteți crea o impresie clară ce-i cu industria noastră, care din păcate din cauza că s-a prăbușit a și însemnat eliminarea forței de muncă din piața de muncă și a fost unul din mulți factori care a dus la migrația masă care a avut loc în Republica Moldova. Vă mulțumesc și până data viitoare!